adoptăm azi hotărârea de guvern care ne permite plata pensiilor înaintea sărbătorilor de Paști. Este un gest firesc de respect față de seniorii României. Știu că va fi foarte multă muncă în ministere, case de pensii, poștă, bănci, dar cred că toți cei implicați care au un părinte, o bunică sau un unchi își dau seama cât de mult contează acest gest, mai ales înaintea celei mai mari sărbători creștinești.